Salutare! Am revenit cu un nou video, de data aceasta cu un info-video. Pe fundal aveți un simplu gameplay cu Minecraft Survival Games pe serverul MKSG, după cum știți. Sper să vă placă. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru cei 10.000 de subscriberi și sunt foarte, foarte bucuros să văd că lumea mă apreciază în continuare și că munca mea nu este în zadar. În al doilea rând, aș vrea să vă propun niște idei de ale mele pentru a posta mai multe videoclipuri în timpul săptămânii, deoarece am observat că episodul cu Minecraft Survival Games vă place foarte, foarte mult. El va rămâne în continuare pe canal, dar cu o mică schimbare. El va apărea în fiecare vineri. Însă, ceea ce m-am gândit eu, am stat puțin și am reflectat și am observat că un video pe săptămână e prea puțin și abonații sunt ceva de genul Xlader ai murit, Xlader mai trăiești, când mai postez și restul comentariilor cu privire la inactivitatea mea. Aș putea posta mai multe videoclipuri, dar needitate, niște videoclipuri normale, funny, cu Minecraft, minigame-uri, cred, bineînțeles, cu comentariu, cu tot, și astfel vor fi mai multe videouri pe canal. M-am gândit și la ideea de a face singur videouri, fără co-op, fără să colaborez cu nimeni, însă nu știu dacă e o idee prea bună și nu știu dacă videoclipurile vor fi apreciate ca și cele cu co-op-uri. Tot ce trebuie să faceți e să mă motivați. Schimbările o să le aplic de luni, cred. Vor fi mai multe minigame-uri pe canal și o serie de survival normal, co-op sau singur. Ca o mulțumire pentru cei 10.000 de abonați, sâmbătă, la ora 18:00, bineînțeles, voi face un live pe YouTube cu Minecraft Survival Games de aproximativ 2 ore, cred, o oră, 2 ore, unde voi juca și cu fanii pe un server de 120 de playeri, astfel toată lumea să fie mulțumită și să poată intra. Aș vrea să mă oferiți mai mult suport, mai multe like-uri la videoclipurile needitate, pentru că și ele vor fi destul de funny și mă va motiva să continui pe ideea aceasta. Mă încântă și ideea cu facecam, dar cred că e prea devreme. Poate mai târziu o să avem și facecam pe videoclipurile cu Minecraft. Dacă vă place ceea ce fac, vă rog ca la fiecare episod nou să dați un like și are pentru a motiva în ceea ce fac. După cum știți, eu nu câștig nimic din YouTube și tot ceea ce fac este pentru voi și din pasiune. Aș vrea ca pe viitor să deschid un website și un fanpage pe Facebook sau Twitter, însă și un ID de Skype oficial, ca să putem ține legătura cu fanii și să vă urmez atunci când ceva nou urmează să apară. Însă, aș vrea să aud și părerea voastră cu privire la lucrul acesta. Aș vrea să vă adresez câteva întrebări vouă tuturor abonaților, ca de exemplu, ce părere aveți de videourile mele? Ce schimbare ați face la ele? Ce vă place la videourile mele? Lăsați răspunsul vostru de asemenea în comentarii. Să nu uităm nici de videoclipurile mai vechi cu Minecraft, sunt niște minigame-uri, Minecraft Survival Games, mergeți pe canal și urmăriți-le și pe ele, deoarece sunt videoclipuri superbe, cu distracție maximă, desigur co-op-uri, cu diferiți prieteni, poate unii dintre voi nici nu știți că există acele videoclipuri. Aș vrea să lăsați în secțiunea de comentarii părerile voastre și sugestiile voastre cu privire la noile schimbări și ce videouri ați dori să apară în continuare pe canal, deoarece țin foarte mult cont de părerea abonaților și canalul se va schimba după placul vostru. Sper că vă plac noile schimbări și vreau să aud și părerea voastră. Ca o informație din viitor, cred că vor fi 2 episoade pe zi cu Minecraft, ceea ce înseamnă 14 videoclipuri pe săptămână. În live-ul de sâmbătă cred că vor fi invitați cel puțin 6 oameni cu canaluri foarte mari de YouTube. Ne vedem în live-ul de sâmbătă și vreau să auzim numai de bine cu privire la acest canal și sper că vă place la fel de mult ca mie.
Eu am fost X-Slader, vă salut cu respect. Pa!